Marius Pop, Ciprian Gosman Pop, Ciprian Coșarcă, Otilo Boncoș și Ciprian Pușcaș și-au propus să traverseze România cu bicicleta și să ajungă din Șimleu Silvaniei tocmai până în delta Dunării. Călătoria lor a început sâmbătă. Înainte de a porni la drum, tinerii au fost invitați la primăria din Șimleu Silvaniei, unde edilul Septimiu Țurcaș le-a înmânat două steaguri ale României și un drapel al orașului Șimleu Silvaniei. Dacă lucrurile vor merge conform planului, cei 5 tineri curajoși ar urma să ajungă la Tulcea duminică. Un lucru e sigur însă, șimleoanii sunt hotărâți să se bucure în călătoria lor de toate frumusețile țării, să admire peisaje pitorești și să mănânce mâncăruri tradiționale.